Bine v-am regăsit abonatelor aici la un nou episod de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne scoam clătura și îmi place să țip la fiecare început nou de episod pentru că am început un nou sezon din Clash Royale. Bum! Vedeți, m-a rezetat la 5330. Ceea ce înseamnă că dacă adunăm de la 5000, adică dacă adunăm 330 cu încă 330, cât ne dă 660, ceea ce înseamnă că am făcut Challenger 3 sezonul trecut și îmi pare rău că n-am mai făcut videoclip, n-am mai filmat. Uitați-vă și voi, 5660 de trofee acolo cu 60, îmi place ca asta cu 0 la sfârșit. Bro, deci n-am mai făcut stopping, nici nu mai contează, nici n-am avut prea ce să arăt. Am deschis setările care erau deschise și de la Petrol, în fine. Am început un nou sezon. Da, eu o zic să nu fac asta. Cât am la Skeletron, bro? Nu știu. O să ne uităm la video. Nu aici. O să ne uităm la un video. La noul sezon din Fortnite. Doamne. Suntem cu Fortnite. La noul sezon din Clash Royale. Dăm puțin mai tare. Doar 45 de secunde. Ne vedem, Clash Royale. Get a victory with a metal skin. La, logica, ne dăm nou sau... What? Sau... O să mergem formă și la... deci a făcut formă. Care de cuvânt și o să găsirea pe lucruri. Reward-uri, emote. Ne zicem play now. Să înțeleg că vreau nu să e ceva cu cina, că e vară, e cald, frumos, e... Na. Am înțeles în mare parte. Vreau să mă uit puțin la PS Royale. Na, seturile n-au trecut normal. Uitați acolo emote-ul. Bă, ăsta care îți cumpără... Ma, uite, au... Este un... Uite, uitați un de ăsta de Magic Coin. Iată, orice nu e la 10, parcă. Da. Și cam atât, în rest, au carte legendară că te simt, nu? Și na, aici l-am început, asta bun, cum că deschide, bun. Ok. Hai să intrăm și pe... Bro, stați puțin. Înainte. Vreau să vă spun ceva. Știți că mi-am pierdut clanul mare. Țineți conturi, știți că mi-am recuperat conturile, bine, mi-am un cont de recuperat și unul e banat, se debanat în vreo 15 zile, 10 zile pe acolo, 15 zile, în fine, și o să mai am un cont de făcut, Yeti 3, văd eu când îl fac pe ăla. Ideea e că ați văzut de scrie, nu? Sunt ladder, mi-am recuperat clanul mare, bro. Mi-am recuperat clanul înapoi. E perfect, să zic, iubesc că... E perfect, bro, deci nu îmi vine să cred că mi-am luat clanul înapoi. Dacă vreți să zic cum mi-l-am luat înapoi, na, mi-l-a dat înapoi. În fine, fără prea multe discuții. Intrați la mine în clan dacă vreți, acum puteți să ziceți că e clanul meu. Să ziceți înapoi că e clanul meu. E un clan chiar bun. Avem clan set de locul 1. O să avem prima noastră legendară în arena 4.
Si, legendara noastră, prima legendară în Arena 4 este... Miner, perfect. Perfect. Bun, ți-am luat și 100 de trofee. Ok, abonaților, am avut puțină treabă și am pus pauză la videoclip, dar e ok acum. Bun, m-am uitat la clanuri, să ne putem cu clanuri, suntem medii, știi, unele sunt mai bune ca altele. La ora avem, atât încă e ziua de, da, e ziua aia, în fine, zilele, că sunt 3. Ok, intrăm înapoi pe contul mare. Bă, puteți intra în canal la mine, după cum v-am spus, vi l-am arătat, se cheamă number one. Cu contul mare, știți că mie îmi place să călătoresc prin lumea Clash Royale-ului cu contul mare. Și de aceea nu o să fiu niciun, adică o să fiu, dar mă mai schimb din când în când. După cum vedeți, am colat, dar sunt primul. Bine, sunt primul până va intra Black Dragon, care are 5629. El e deja Silenter 3, știi că, na. În fine, mai avem vreun cont, bine, mai avem Mihai Dobr, mersi, e T1, adică Clash Royale Euros e T1, dar nu mai contează. Vedem dacă s-a întâmplat ceva, nimic, avem să ieși testuri, chiar că am uitat. Avem legendar, că suntem prea buni. Și legendara este Sparky, bun, e nouă, nu? Yes, bun. Ați văzut, am dat asta meu, 50 de trupe. Am dat asta repede, easy peasy, le-am scuit, e legendară. Nu tu, trebuie să nu le puneți în ordine, dude. Mă scuze. Trebuie să nu le puneți în ordine. Avem Sparky, mama, am putut face ceva cu Sparky, știi, dar de mine, tăia e mare. 4.4, în fine. Mai aveam și pe E1, vă arăt imediat. De atât gândi cu ordine testul. Am deschis de dimineață, cum să vă zic, multe lucruri. Bine, n-am mai filmat, nici nu eram acasă, dar vreau să le postez pe TikTok. Nu o să-mi las contul de TikTok în descriere, doar pentru că mi-e lene. Am primit ceva. Wow, foarte interesant. Bun, păi abonaților, cred că cam atât a fost să fie cu acest episod mirobolant de Clash Royale. Hai că a fost ok, mi-am recuperat clanul, l-am de vreo săptămână și ceva. Dar îmi pare rău că n-am mai filmat. Dar vă spun eu că o să filmez când pot și cum pot. O să încerc să filmez din ce în ce mai mult. Am uitat că avem și... Oare aici, pe contul ăsta. Bun, deci o să primim o legendară oarecare. Nu o să primim Wild Card sau altceva, ce legendară, Inferno, Omega, Lumberjack, Electro și avem Bandită. Care putem să facem la level 11. Când ar fi putut să-mi da... Uitați cum ratam clan sesturile. Vreau să vă să îmi spuneți în comentarii cum vi se pare sezonul. Mie chiar îmi place, bine. E sezon de vară, nu e simție, ce n-avea nici măcar un minut intro-ul ăla de, adică, n-avea nici măcar un minut videoclipul, dar nu mai contează. Eu zic că ok, 10.000 de bani la casă, ca să vedeți voi, eu cât am 99.000. Bro, ați putea să îmi upgradez ceva la level max, mai trebuie 471 de bani, parcă, din dacă îmi calculă bine. Bun, da, Fizerman level 12 maxat, mie maxat boostat. Bine, poate dată fi level 13, dar în fine. Păi, să cărți asta, vedeți voi ce cărți am. În fine, abonați-vă, cam asta a fost cu acest episod, mi-e rublant, tecletrual. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. În cel mai scurt timp, probabil că revin cu un alt episod de Clash Royale sau vedem ce mai filmez eu. Nu uitați de Instagram-ul meu în descriere. Eu am văzut Edi, vă spun la revedere.
Pa, pa!